Vă salut! În acest clip vom discuta despre problema Transnistriei, într-un moment în care tensiunile sunt la cote maxime în urma agresiunii ruse din Ucraina. Vom pătrunde în inima unei probleme vechi de decenii, care a început cu războiul din Transnistria, dintre Rusia alăturată rebelilor separatiști și Republica Moldova, și care continuă să zguduie stabilitatea în regiunea est-europeană. Transnistria, o enclavă separatistă din Republica Moldova, a fost scena unor conflicte și tensiuni politice și militare intense de-a lungul timpului. Însă cu escaladarea agresiunii ruse în Ucraina, situația din Transnistria a devenit și mai volatilă și mai periculoasă. În acest context, vom explora cum amenințarea constantă a Rusiei și manipularea politicii regionale au alimentat flăcările conflictului din Transnistria. Vom analiza cum regiunea se află într-o poziție de vulnerabilitate extremă în fața amenințărilor militare și politice din partea Kremlinului. Vom dezvălui modul în care evenimentele dramatice din Ucraina au influențat situația, amplificând teama și incertitudinea în rândul populației locale și al comunității internaționale. Explicăm cum pericolul unei escaladări a conflictului în Transnistria poate avea consecințe devastatoare pentru întreaga regiune și pentru stabilitatea generală în Europa. Dacă mi-apreciați conținutul și doriți să susțineți dezvoltarea canalului, vă rog să vă abonați. Vizionare plăcută! Războiul din Transnistria, cunoscut și sub numele de Războiul pentru apărarea integrității și suveranității Republicii Moldova, a fost un conflict militar și politic între Republica Moldova și autoproclamata Republică Moldovenească Nistrană. Acest conflict se concentrează pe controlul asupra raioanelor Kamenka, Dubăsari, Grigoriopol, Ribnița, Slobozia și orașul Tiraspol, situate pe malul stâng al Nistrului, precum și orașul Bender, aflat pe malul drept al aceluiași râu. Conflictul militar a avut loc între 2 martie și 21 iulie 1992, însă rădăcinile sale politice au început să se contureze încă din 1990, imediat după proclamarea independenței așa zisei Republici Moldovenești Nistrene. Deși conflictul armat a luat sfârșit, tensiunile politice continuă să fie prezente și în zilele noastre. În ultima parte a anilor 80, peisajul politic al Uniunii Sovietice a fost puternic influențat de politica de perestroica, promovată de Mihail Gorbaciov, care a permis o anumită liberalizare politică la nivel regional. Această democratizare incompletă a favorizat ascensiunea naționalismului exclusivist, care a devenit una dintre cele mai dinamice doctrine politice. În Republica Moldova, schimbările de clasă politică au stârnit opoziția unor minorități naționale, în special a celor dominate în perioada sovietică de etnici ruși. Printre problemele majore s-au numărat oficializarea limbii majorității și introducerea alfabetului latin pentru scrierea acesteia, măsuri care au generat proteste din partea vorbitorilor de alte limbi decât româna. Controversele legate de statutul limbilor oficiale din Republica Moldova au devenit o problemă extrem de sensibilă, fiind adesea politizate intenționat. Această discrepanță cu noua politică a fost evidentă în special în regiunea Transnistria, unde etnicii ruși alcătuiau majoritatea populației urbane. Aici, protestele împotriva guvernului republican au fost mai intense. La recensământul din 89, în Transnistria, populația era formată din aproximativ 40% români, 28,3% ucrainieni, 25,4% ruși și 1,9% bulgari. Pe 2 septembrie 1990 a fost proclamată Republica Moldovenească Nistrană, iar la 25 august 1991, Sovietul Suprem al Republicii a adoptat declarația de independență a noi republici. În aceeași perioadă, la 27 august 1991, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat declarația de independență a Republicii Moldova, teritoriul căreia includea și raioanele din stânga Nistrului. Într-un gest de protest, Parlamentul Moldovenesc a cerut guvernului URSS să înceapă negocierile cu guvernul moldovenesc transnistrean cu privire la ocupația ilegală a Republicii Moldova și retragerea trupelor sovietice de pe teritoriul moldovenesc. Primele ciocniri au avut loc în 1990 la Dubăsari, unde exista o dualitate a puterii. Consiliul Orășenesc susținea separarea, în timp ce Consiliul Raional susținea autoritățile centrale. În această perioadă, separatiștii și-au organizat formațiuni paramilitare de gardiști, cazași veniți din Rusia și miliție, în timp ce autoritățile legitime erau reprezentate de poliție.
Pe 1-2 noiembrie 1990 au avut loc primele ciocniri pe podul de la Dubăsari, soldate cu moartea primilor polițiști și localnici din Dubăsari. Aceste evenimente au marcat începutul confruntării armate între poliția și ulterior armata moldovenească și formațiunile separatiste în armate. În urma acestor ciocniri, pe 2 noiembrie, au fost scoase cu forța mulțimii dirijate de separatiști, organele locale ale puterii, instanța de judecată, procuratura și executivul. Pentru restabilirea ordinii în Dubăsari au fost trimise sub unități ale Ministerului Afacerilor Interne ale Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești, deja suverane. Ciocnirile și tensiunile au continuat și în noiembrie 1991, când pe același pod de la Dubăsari au decedat încă 3 polițiști din trupele cu destinație specială. Astfel, evenimentele de la Dubăsari și conflictul armat care a urmat au fost punctul de pornire al războiului din Transnistria, marcând o perioadă de instabilitate și violență în regiune. După ce Republica Moldova a obținut statutul de membru al Organizației Națiunilor Unite pe 2 martie 1992, președintele moldovean Mircea Snegur a autorizat o intervenție militară împotriva forțelor separatiste care atacaseră anterior și continuau să atace posturi ale poliției lui ale Chișinăului de pe malul estic al Nistrului. Acești rebeli, sprijiniți de trupele sovietice după 1991, și-au consolidat controlul asupra celei mai mari părți din zona disputată. În cele 4 luni de ostilități, cele mai grele lupte s-au dat pe platourile de la Cocieri, Coșnița și la Tighina. Armistițiul de încetare a focului a fost semnat pe 7 iulie 1992, iar la 21 iulie la Moscova, Boris Yeltsin și Mircea Snegur, în prezența lui Igor Smirnov, au semnat o convenție cu privire la principiile reglementării pașnice a conflictului armat din zona nistreană a Republicii Moldova. Astfel, războiul s-a încheiat cu înghețarea conflictului transnistran și intrarea în zona de conflict a forțelor rusești de menținerea păcii. Ulterior a fost creată Comisia Comună de Control și Forțele Comune de Menținerea Păcii, în care 3100 de militari ruși, 1200 de moldoveni și 1200 de transnistreni au fost dislocați în Transnistria ca și contingent de menținere a păcii. Din a doua jumătate a anului 1992 au început negocierile privind statutul Transnistriei, iar din 1993 Organizația pentru Securitate și Cooperare de Europa a aderat la reglementarea de pace urmată de Ucraina în 1995. În ceea ce privește conflictul politic, o criză majoră a avut loc în 2004, când autoritățile transnistrene au închis forțat cele 6 școli din stânga Nistrului în care se folosea limba română scrisă cu alfabet latin. Această măsură a afectat cei 3400 de elevi care învățau în aceste școli, iar mai mulți profesori și părinți care s-au opus închiderii au fost arestați. În timpul acestei crize, guvernul moldovean a decis să instituie un blocaj economic asupra Transnistriei, în încercarea de a izola Republica Separatistă de restul țării. Cu toate acestea, blocajul a fost inutil din cauza lipsei de cooperare cu guvernul Ucrainei și președintele Leonid Kuchma. Transnistria a răspuns prin acțiuni menite să destabilizeze situația economică din Moldova, în principal prin oprirea furnizării energiei electrice. Această criză a cauzat întreruperi ale aprovizionării de curent electric în părți ale Moldovei. În cele din urmă, școlile au fost redeschise, dar au primit statutul de instituții educaționale non-guvernamentale. După 1992, regimurile ucrainiene au colaborat cu elitele economice rusești pentru a crea un lanț de contrabandă în jurul Transnistriei. Acest lanț de contrabandă a întărit economic regiunea separatistă și a împiedicat Chișinăul să exercite un control economic asupra acesteia după războiul moldorus din 1992. În această schemă au fost implicați și funcționari corupți din Chișinău. Economia Transnistriei a devenit dependentă de traficul ilegal de bunuri din și spre porturile de la Marea Neagră. Aceste scheme au funcționat pe parcursul a peste 3 decenii, având la baza lor relațiile din 90, când Igor Smirnov, primul președinte al autoproclamatei Republici Separatiste Transnistrene, era susținut de liderii ucrainieni de atunci. Presa din Chișinău din acea perioadă a relatat inclusiv despre conexiunile politice și economice dintre liderii ucrainieni și separatiștii de la Tiraspol. Declanșarea războiului de către Rusia împotriva Ucrainei în februarie 2022 a condus la închiderea segmentului transnistrian al frontierei moldo-ucrainiene cu tancuri. Aceasta a dus la încetarea contrabandei și la începutul unei isterii legate de blocada economică în Transnistria, cu apeluri către Rusia pentru salvarea regiunii.
Planurile separatiste de a profita de situația din Ucraina pentru a se alătura rapid Rusiei au eșuat din cauza rezistenței armatei ucrainiene. Cu toate acestea, retorica separatistă față de Kiev s-a temperat, dar nu și față de Chișinău. Cu aproximativ 2000 de militari ruși ilegali staționați în Transnistria și cu armata transnistreană subordonată regimului separatist pro-rus, Ucraina este nevoită să mențină forțe militare la frontiera cu Moldova. Această situație îi împiedică pe ucrainieni să-și concentreze resursele acolo unde sunt mai necesare. Criza a determinat autoritățile ucrainiene să conștientizeze greșelile trecutului, inclusiv neglijarea problemei separatismului transnistrian și implicarea unor politicieni corupți din Kiev în menținerea acestei probleme pentru propriile lor interese financiare. Moldova exprimă solidaritate cu Ucraina în acest război și mulțumește militarilor ucrainieni pentru curajul și rezistența lor în fața invadatorilor. Moldova se angajează să ajute refugiații ucrainieni și consideră că prin aceasta s-a alăturat cauzei corecte a istoriei. Totuși, Moldova nu uită că în 1992 a fost lăsată singură în fața armatei ruse, care a divizat teritoriul prin război, similar cu situația din Ucraina de astăzi. Un exemplu în acest sens a fost în martie 2022, când ministrul ucrainian de externe, Dmitri Kuleba, a reproșat Moldovei că încearcă să se agațe de trenul Ucrainei pentru a adera la UE. În replică, ambasadorul Republicii Moldova în România, Victor Chirilă, i-a amintit lui Kuleba că Moldova și-a plătit cu sânge în 1992 dreptul de a solicita aderarea la UE. Citez: am rămas singuri atunci să ne apărăm independența împotriva trupelor rusești și kazacilor. Ne-am construit propriul tren de mare viteză. Țara noastră a fost primul stat din parteneriatul estic care a semnat acordul de liberalizare a vizelor, acordul de asociere și acordul de liber schimb aprofundat și cuprinzător cu Uniunea Europeană. Și toate acestea le-am realizat datorită muncii și perseverenței noastre, călare pe propriul nostru tren de mare viteză. Am încheiat citatul. Cu toate acestea, ambasadorul Chirilă a subliniat că Moldova va continua să fie alături de poporul ucrainean, nu pentru că moldovenii doresc o cursă gratuită spre Uniunea Europeană, ci pentru că, la fel ca acum 30 de ani, luptă pentru libertate, demnitate, democrație și independență. Moldova rămâne solidară cu prietenii săi ucrainieni, pentru că înțelege ce înseamnă să lupți singur pentru libertate împotriva unei mașini de război puternice. Ambasadorul a cerut respect pentru poziția morală a Moldovei și a subliniat că orice îndoială asupra acestei poziții este lipsită de respect. Transnistria a devenit o zonă de contrabandă și o gaură neagră economică, fără un viitor prosper. Cu toate acestea, destinul său a fost, timp de mulți ani, în mâinile autorităților din Moldova și Ucraina. Această zonă gri a adus beneficii financiare reprezentanților ambelor state, forțându-i să închidă ochii la numeroase ilegalități, recunoaște jurnalistul ucrainean Sergei Sidorenko într-o analiză recentă. Totuși, ziua de 24 februarie 2022 a schimbat totul. În Ucraina s-a realizat că Transnistria reprezintă o amenințare la adresa securității naționale. Întrebarea este cum poate fi rezolvată această problemă acum. Chișinăul consideră că soluționarea conflictului transnistrian trebuie să se facă exclusiv pe cale pașnică, fără a afecta parcursul european al țării. Președinta Maia Sandu a subliniat că Moldova trebuie să devină membră a Uniunii Europene până la sfârșitul acestui deceniu. Cu toate acestea, incertitudinea evoluției războiului ruso-ucrainean și intențiile lui Putin în privința Republicii Moldova aduc o anumită incertitudine. Ca urmare, în 2023, Chișinăul a alocat un buget record pentru apărare, cu investiții majore în securizarea spațiului aerian. În același timp, autoritățile moldovene lucrează la un plan de reintegrare a țării, iar în Parlament sunt introduse sancțiuni penale pentru separatism ca mijloc de constrângere a exponenților regimului ilegal de la Tiraspol. Citez: agresiunea sângeroasă a Federației Ruse împotriva Ucrainei nu a făcut decât să întărească dorința moldovenilor de a evita războiul cu orice preț. Și aceasta este cel mai simplu răspuns la ideea populară în Ucraina, potrivit căreia forțele armate ale Ucrainei ar trebui să ajute Moldova să scape de separatismul și de rușii din Transnistria. Nu există circumstanțe în care Chișinăul și-ar da acordul cu privire la acțiunile forțelor armate ale Ucrainei pe teritoriul său, scrie jurnalistul ucrainean Sergei Sidorenko în analiza sa, subliniind că Kievul a înțeles în cele din urmă această realitate.
Prin urmare, susține jurnalistul, există o singură situație în care această logică va înceta să mai funcționeze. Dacă rușii lansează un atac militar asupra Ucrainei din regiunea transnistreană a Republicii Moldova, în acest scenariu, Ucraina ar avea dreptul legitim la un răspuns militar fără acordul Chișinăului, iar forțele armate ale Ucrainei ar interveni fără îndoială. Cu toate acestea, această opțiune este puțin probabilă, deoarece exponenții regimului separatist de la Tiraspol sunt conștienți de acest pericol. Prin urmare, varianta militară este practic exclusă, concluzionează jurnalistul. Așa numita Transnistria are mai puțin de 30 de km lățime și o suprafață totală de 4.118 km2. În satul Cobasna, din Transnistria, la câteva sute de metri de hotarul ucrainean, se află un depozit uriaș de armament sovietic, cel mai mare din Europa. Conform celor mai recente rapoarte disponibile, acolo ar fi stocate 20.887 de tone de muniții și foarte mult echipament militar rusesc. Conform unui studiu al Academiei de Științe a Moldovei, o deflagrație la acest depozit ar echivala cu explozia unei bombe atomice cu capacitatea de 10 kilotone. S-ar forma un crater cu o rază de 1,5 km și cu adâncime de 75 de metri. Chișinăul se opune inclusiv unui scenariu de suprimare economică a regimului separatist de la Tiraspol. Citez, suntem în aceeași barcă, să nu o dezechilibrăm, a subliniat vicepremierul moldovean pentru reintegrare, Oleg Serebrian. Acesta a recunoscut că în decembrie 2022 Chișinăul a făcut compromisuri în raport cu Tiraspol. Altfel, războiul din Ucraina ar fi putut să se extindă și în Republica Moldova. Țara pare să se afle într-o situație delicată, neștiind exact cum să gestioneze o eventuală eliberare a Transnistriei. Tensiunile din regiunea transnistreană au escaladat recent, atrăgând atenția comunității internaționale asupra unui posibil conflict latent. Într-o conferință cu studenții, purtătorul de cuvânt la al președinției ruse, Dmitri Peskov, a subliniat dificultățile cu care se confruntă locuitorii din Transnistria și deschiderea Rusiei pentru a oferi ajutor, preferând totuși soluții diplomatice. În cadrul unui congres al deputaților de la toate nivelurile din Transnistria, liderul separatist Vadim Krasnoselski a solicitat protecția Rusiei împotriva presiunii economice percepute din partea guvernului moldovean. Acest apel a fost interpretat inițial ca o cerere de ajutor militar, însă autoritățile separatiste au clarificat că este vorba de o solicitare politică pentru a reactiva negocierile privind soluționarea conflictului. Peskov a subliniat că situația din Transnistria este departe de a fi stabilă și autoritățile de la Chișinău ar trebui să țină cont de opiniile locuitorilor din această regiune. De asemenea, el a atras atenția asupra riscurilor unei escaladări a conflictului și a exprimat îngrijorarea în legătură cu creșterea sentimentului antirusesc în Republica Moldova. În replică, Republica Moldova a negat acuzațiile de presiune asupra regiunii transnistrene, iar Departamentul de Stat al SUA a subliniat că monitorizează cu atenție acțiunile Rusiei în această privință. Aceste evoluții recente indică o creștere a tensiunilor și a preocupărilor internaționale cu privire la viitorul regiunii transnistrene și la relațiile dintre Moldova, Rusia și comunitatea internațională. România se află în centrul atenției ca potențial lider în relația cu Republica Moldova, evidențiindu-se prin inițiative și sprijin constant. Această abordare este întărită de implicarea activă în diverse platforme de cooperare și solidaritate. Analiza recentă sugerează că România este privită de Occident ca un actor cheie în consolidarea sprijinului pentru Republica Moldova, asemenea rolului Poloniei în relația cu Ucraina. Expertul Dorin Popescu subliniază potențialul geopolitic crescut al României în această direcție, fiind percepută ca un stat responsabil și capabil să contribuie la securitatea, sprijinul politic și economic, precum și la solidaritatea regională, inclusiv în regiunea Mării Negre. Forțele politice din Transnistria au cerut sprijinul Rusiei și al altor organizații internaționale, subliniind în același timp ambițiile separatiste ale regiunii. Totuși, liderii transnistreni nu au solicitat alipirea la Federația Rusă, așa cum s-a speculat inițial. Într-un briefing de presă, reprezentanta Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, a criticat retorica antirusească a Chișinăului și a denunțat eforturile autorităților moldovenești de a justifica achiziționarea de echipament militar NATO prin, citez, amenințarea rusă. Ea a subliniat că Republica Moldova intenționează să-și îmbunătățească capacitățile de apărare inclusiv prin achiziționarea de echipament militar, chiar dacă țara se numără printre cele mai sărace din Europa.
Zaharova a criticat de asemenea decizia Republicii Moldova de a introduce în programa școlară o nouă disciplină despre represiunile regimului totalitar comunist. Conflictul din Transnistria rămâne un subiect sensibil și un punct de tensiune în regiune. În ciuda eforturilor pentru rezolvarea pașnică a situației și pentru consolidarea securității în zonă, tensiunile persistă și pot fi amplificate de factori externi și de evoluțiile din regiune. Vă mulțumesc pentru vizionare. Dacă mi-apreciați conținutul și doriți să susțineți dezvoltarea canalului, vă rog să vă abonați. Pe data viitoare!